Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase, eu sunt Eddie și astăzi vom discuta despre influența dolarului american. Cum afectează dolarul american prețurile aurului și argintului? Dar înainte să-i dăm drumul la treabă, nu uita să te abonezi la blogul Raportul de Aur. Primești în fiecare săptămână noutăți din lumea metalelor prețioase și este total gratuit, n-ai absolut nimic de pierdut. Și hai să-i dăm drumul la treabă, să vedem despre ce este vorba. Acest articol va explora legătura dintre prețurile aurului și argintului și dolarul american. Deoarece prețurile aurului și argintului sunt strâns legate, orice mențiune despre aur include și argintul. De obicei se crede că aurul și dolarul american se mișcă în direcții opuse, așa cum am menționat în articolul Opinia generală acceptată privind factorii care influențează prețul aurului, despre ce influențează prețul aurului. Aurul este în general considerat în dolari, adică prețul aurului este exprimat în dolari americani. Activele exprimate în dolari au în mod obișnuit o relație inversă cu valoarea dolarului american. Prin urmare, dacă valoarea dolarului scade, prețul aurului va crește și invers. Cu toate acestea, dovezii din ultimii 15 ani contrazic ideea comună despre relația dintre aur și dolarul american. Deși există corelații în anumite perioade, datele arată că începând cu 2008, atât prețul aurului cât și dolarul american au crescut și au fost în general asociate pozitiv. Da, eu tot v-am spus în ultima perioadă că dolarul american este depreciat și va continua să crească odată cu aurul, momentan. Vedem cum va reacționa după ce Fed-ul va începe să scadă ratele dobânzilor. Vedem în ce direcție o va lua dolarul american. Dar, în principiu, pentru metale prețioase ar trebui să fie un lucru bun. De asemenea, o să vedem atunci ce se va întâmpla, da? Bun. Analiza datelor istorice. În 1971, guvernul SUA a decis să oprească posibilitatea investitorilor străini de a schimba titluri de trezorerie pentru aur ținut de Rezerva Federală, astfel încât să înlăture complet legătura lumii monetare din standardul aurului. De atunci, valoarea dolarului american s-a diminuat cu 98,2% în comparație cu aurul. În 1971, înainte ca Fed să oprească posibilitatea schimbului de aur, prețul aurului era fixat la 35 de dolari per uncie. Odată cu eliminarea schimbului de aur în dolari, prețul aurului a devenit fluctuant pe piață. Un indicator desmenționat pentru dolarul american este indiciile dolarului american. Acestea includ o varietate de valute precum euro, yen, lira sterlină, dolarul canadian, francul elvețian și coroana suedeză. Acest indice a început în 1973 cu o valoare de bază de 100. Cu toate acestea, prețul aurului a crescut de la un preț mediu de 97 de dolari în 1973 la 2045 de dolari la 20 decembrie 2023. În acești 50 de ani, prețul aurului a crescut cu 2100%, în timp ce valoarea indicelui dolarului a crescut doar cu 2%, dacă la ora actuală este 102. În această perioadă au existat momente când aurul și dolarul au avut mișcări opuse și de asemenea perioade când ambele active au fost corelate pozitiv. Singura concluzie clară este că din 1971 dolarul a pierdut peste 90% din valoarea sa în comparație cu aurul. Înțelegerea conexiunii recente dintre dolar și aur. Graficul de mai jos arată cum s-a schimbat prețul aurului și valoarea dolarului american începând din 1990 săptămânal. Mulți observatori ai pieței ar putea fi surprinși de acest grafic, deoarece arată că în general începând cu 2008 prețul aurului și dolarul au crescut împreună și au avut o legătură pozitivă. De la sfârșitul anului 2008 până în prezent, valoarea indiciului dolarului a crescut de la 88 la 102, în timp ce prețul aurului a crescut de la 700 de dolari la 2045 de dolari. Desigur, pentru perioade scurte de timp pe parcursul celor 15 ani, prețul aurului și valoarea indiciului dolarului au avut mișcări opuse. În totalitate, pe durata întregului interval, ambele lucruri au crescut împreună într-o relație pozitivă. Și avem aici graficul din 1990 până în 2023, da? Și după cum arată graficul de mai sus, între 2001 și sfârșitul anului 2008, valoarea indiciului dolarului a scăzut, în timp ce prețul aurului a crescut de la sub 200 de dolari la un nivel de până la 1035 de dolari. Da? Deci din 2001 până în 2008.
a început să crească. Și aici vedem foarte bine cum era prețul aurului, da? Înainte de anii 2000. Deci nu erau niște prețuri exorbitante. Acum, la ora actuală, sunt niște prețuri exorbitante pentru salariile de bază. Și bine, mă refer aici la România. Că în restul lumii, oamenii în general poate să-și cumpere aur, știi? Adică au niște salarii mai bune, în general, nu peste tot, evident. Dar majoritatea țărilor sunt salarii foarte bune. Bun, începând cu sfârșitul anului 2008, atât aurul cât și indicele dolarului au crescut împreună, cu excepția unor perioade scurte în care cele două lucruri ar fi putut să se miște în direcții opuse, cum era oarecum firesc, da? Adică au crescut în tandem. Da, și micile diferențe de la 2008. Uite. Avem și mici diferențe, dar important este că au urmat practic aceeași traiectorie, știi? Momentan, vedem pe parcurs. Dolarul american și prețul argintului. Dovezile arată că argintul are aceeași relație de tranzacționare cu dolarul ca și aurul. Ia uite. Da? Aici este prețul argintului, 24,63. Și practic și argintul intră în aceeași categorie, da? Bine, oricum aurul o să fie ceva special, deoarece a fost reclasificat în 2019. În 2016 China l-a reclasificat și în 2019 au început și americanii să l reclasifice și practic el ar fi stâlpul de bază, ar deveni stâlpul de bază, dar argintul, chiar nu știu ce să zic în legătură cu argintul, ideea este că nu va fi neglijat absolut deloc argintul. Și va avea și el locul lui. Cum afectează dolarul american prețurile aurului și argintului? Pe intervale scurte de tranzacționare se observă o relație clară de inversare între prețurile aurului și argintului și valoarea dolarului. Cu toate acestea, se poate argumenta că acest fenomen apare deoarece fondurile speculative bazate pe moment și operatorii de fonduri de tranzacționare cu mărfuri au programat algoritmilor de tranzacționare să reacționeze la o mișcare inversă între aur și dolar. Această relație este cunoscută în analiza tehnică a pieței sub numele de autoîmplinire. Însă, pe parcursul ultimilor 15 ani, aurul și dolarul au crescut împreună. Graficul de mai jos arată cum dolarul american s-a devalorizat semnificativ față de valoarea aurului. Dolar per gram, da? Începând din 1973, momentul în care valoarea indiciului dolarului american a fost stabilită la 100. Și avem aici în grafic, practic, este valoarea dolarului, da? American. Sunt datele aurului prețuit în dolari per gram. Și faptul că prețul aurului a crescut înseamnă că valoarea dolarului a scăzut, da? E simplă treaba. Din 2008 încoace, cererea mondială pentru aurul fizic, în special din partea băncilor centrale și a investitorilor din emisfera estică, a avut un impact mai mare în stabilitatea prețului aurului decât mișcările dolarului american în aceeași perioadă. La fel, cererea pentru argintul fizic, atât în scopuri industriale cât și de investiții, a avut o influență mult mai puternică în stabilirea prețului argintului decât mișcările dolarului american. În plus, mă aștept ca prețul argintului să fie mai performant decât cel al aurului, deoarece, conform Institutului Argintului, se preconizează că argintul va avea un deficit de ofertă în viitorul previzibil. Adică, nu doar că mă aștept ca prețul argintului să fie mai performant decât cel al aurului, întotdeauna a făcut-o. Dar să și mizez pe argint de data asta. Da? Întotdeauna argintul a crescut în procente de mai multe ori
ca și aur, vis-a-vis de aur, a crescut de mai multe ori. Și asta e și ideea, să ieșim mai mult pe plus, știi? Cu alte cuvinte, oferta și cererea pentru aur și argint fizic, indiferent de valoarea dolarului în comparație cu alte mari monede fiat, a fost un principal factor care a determinat creșterea prețului aurului. Ca susținere pentru acesta, priviți din nou graficul aur versus dolarul american de mai sus și observați că ambele active au crescut împreună, cu excepția unor perioade scurte în acei 15 ani în care aurul și dolarul ar fi putut să se miște în direcții opuse. Și v-am pus aici prețurile medii ale aurului istoric din anul 1833 până în 2016. Și avem așa. Uite, din 1833 până în 1849 costa 18,93 de cenți. Da? O uncie de aur. Prețul mediu. Da? Și până în 1918, prețul aurului a ținut 18 dolari. Bine, ajunsese la 18,99, dar 18 dolari. Și un singur an a durat să coste 19 dolari. Bine, a crescut de la 19,95 dolari, până în 1920 la 20 de dolari și 68. Și de aici, ia să vedem când a ajuns la 30 de dolari, la 34 de dolari în 1934, 34,69. Și cât a durat până la 40 de dolari? Deci din 1934 până în 1969. Da? De aici puteți să deduceți faptul că metalele prețioase este o investiție pe termen lung. Nu bați din palme și te îmbogățești peste noapte. Adică v-am tot spus chestia asta. Și mai avem, ia uite, în 72, 58 de dolari, 42. Și avem 1973, 97 de dolari, 39. Dar de la ce a început să crească, în general, doar să crească, din 1971, de când s-a renunțat la standardul de aur, da? Avem 40-62, 58-42, 97-39, 154. Și abia în 76 a început să fluctueze. În 75 erau 160 de dolari, 86 și pe urmă a scăzut la 124-74. A crescut iar, dar uite, s-a dublat în 1980. De la 306 dolari la 615 dolari. Din 79 până în 80 s-a dublat. Da? Și mai avem aici 2005. În 2005 era 444. Da? Și 2006, 603,46 de dolari. 695. 871, 972. Deci creșterile sunt oarecum semnificative, doar că sunt pe perioade mai lungi, da? În fine, și în 2016 avem 1250,74 de dolari. Dar ideea este să ținem de ele cât putem să ținem de ele, da? Vă doresc o zi plăcută în continuare și învăluit în strălucirea metalelor prețioase. Bun, deci cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru viața de succes. Vă pup și aveți grijă de voi!